La cea de-a 26-a conferință a Societății Române împotriva epilepsiei, desfășurată în aceste zile pentru prima dată la Cluj-Napoca, s-au pus bazele unei tranziții ușoare a pacientului cu epilepsie de la neurologul pediatru la cel pentru adulți. În cadrul unei sesiuni științifice ce a avut loc astăzi, a fost prezentat cel mai complex model de tranziție, cel din Ontario, Canada, acolo unde pacientul începe să fie pregătit încă de la vârsta de 12 ani. Specialiștii au explicat care sunt simptomele epilepsiei care ar trebui să-i trimite pe părinți cu micii pacienți la neurolog. Am vrea să vină la neurolog copilul care face convulsii cu febră, care sunt mai lungi de 15 minute sau numai pe o parte a corpului, sau care lasă pareză tranzitorie după criză. Acestea nu sunt ale pediatrului, sunt ale noastre și probabil că e ceva altceva de desubt decât niște convulsii care vor trece. Am vrea să vină la neurolog copilul care are vorbire întârziată, copilul care are tulburare de echilibru. Organizatorul conferinței a vorbit despre care este câștigul principal al acestei reuniuni de la Cluj. Ne-am adunat împreună noi, neurologii adulți, cu neurologii pediatri și am reușit să avem subiecte de interes comun și proiecte, de ce nu, pentru viitor. Conferința Societății Române împotriva epilepsiei are loc în perioada 4-6 octombrie la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu.